1 plus 1 este egal cu 3. Un podcast în care vorbim cu sinceritate despre familie și despre rolul de părinte. Prieteni, mi-a fost dor de voi! Salut! Sunteți pregătiți pentru un nou episod? Acesta e foarte interesant, și eu vă recomand să scoateți carnetelele și să faceți notițe. În vizită la noi este Crina Andrei, coach, o femeie extraordinară care știe totul despre manifestare, intenții, cum să-ți îndeplinești dorințele. Articolul pe care l-am scris noi cu tine împreună cu sfaturile tale stă și acum undeva acolo în top și sunt sigură că e urmat de foarte multă lume și eu aplic tot ceea ce, ce m-ai învățat tu și chiar mi-am îndeplinit acum mai 3 multe ani. dorințe acum trei ani, dar o să dau doar un exemplu. Deci dorința mea de a fi un fel de educator în nașteri, deci de a îndruma femeile s-a îndeplinit, că făcusem un bord așa pe care am lipit o femeie și o păpușă alături și uite asta și fac de atunci. Apoi visul nostru cu casa și mai multe altele, uite, se îndeplinesc. Grație, sunt sigură și învățămintelor tale. Mă bucur tare, să aud. Am zis că ești coach, am zis că ești fondatoarea unui brand de bijuterii Asta încă n-ai spus N-am spus, hai te rog chiar să-mi arăți bijuteriile mie și urmăritorilor noștri Așa, azi smaralde Arată un plan gros, așa să, să le vedem de aproape Pietre prețioase, sunt certificate, da. sau cum să zic, recunoscute la nivel internațional Exact, azi port smaralde și nu și am și două inele Și pietrele semnifică ceva Da De ce ți-ai pus smaralde astăzi la Pentru întâlnirea că e noastră? Obundență. Ah, exact ce vreau noi despre să discutăm. Despre și abundență. Așadar, ce n-am mai zis eu despre tine și ar fi important de menționat? Ești coach certificat și în India și în Statele Unite ale Americii? Da, în India am făcut, am studiat la Institutul din Mumbai și am făcut, am făcut studiile în consiliere, și tot ce ține de partea holistică, de yoga, toate cele denumiri care, care azi par așa ciudate, da? Asta am studiat în India, în America am făcut certificare, am făcut am, uh, prima certificare în coaching și a doua în advanced coaching Deci cam astea sunt, sunt cele mai mari, dar așa cursuri, studii și tot felul am tot făcut tu zici că sună ciudat. Păi da. acum sunt de fapt la modă. Toată lumea vorbește despre detox, retreat-uri, că nu da. mai știi cui să te încrezi, cu cine să mergi mai departe. Acum toată lumea, scuze-mă o să folosesc cuvântul da. ăsta, iarăși coach, dar în alt context, pe Instagram. Așa. Toată lumea te învață cum să trăiești pe Instagram. Toată lumea despre ceva vorbește și e atâta informație te pierzi da. în ea. Cum să alegi omul în care să ai încredere și chiar să te ceva de bine? Uite, acum e așa de multă informație că te pierzi în ea. Acum 14 ani când eu am început în direcția asta cu dezvoltare personală, cu spiritualitate, cu yoga, nu găseai. Mm -hmm. Adică era văzut când mergeam la yoga în București, era văzut ca ceva, a, e sectă, e ceva rău, de ce să te duci să faci yoga, da? Atunci era ceva, o raritate când am început eu. Dar, cum să știi cum, cui să te încrezi? Uite, profesorul meu spune un lucru foarte deștept, că și eu am pus aceeași întrebare, că doar acum sunt care după doar un weekend, timp, da, după noapte devin tot felul de experți. Și el a spus așa, este loc pentru toată lumea, unu, doi, o să alegi mereu profesorul de la care vrei să înveți sau de la care nu vrei să înveți. Adică, dacă eu acum vreau să fac schimbări în viața mea, dar de fapt nu vreau, o să aleg să merg la cineva care, prin care nu o să fac nicio schimbare și o să zic, a, cursul e de vină, profesorul e de vină. De fapt, a fost alegerea mea către cine să merg. Frecvența mea, energia mea m-a dus către acea persoană. Pentru că eu nu vreau mai mult, eu nu vreau mai bine, eu nu vreau de fapt să fac schimbări, vreau să zic, a, dar eu am făcut și asta, dar la mine n-a mers. Așa că cumva e loc pentru toată lumea și în funcție de cum ești tu și ce vrei tu, o să-ți alegi și dacă faci schimbare sau nu. Și zic. Adică, da, adică, chiar eu. ok. Da, așa okay. de bine ai -o, <laughs> pentru că eu acum pur și simplu suprapuneam, mă gândeam la toate situațiile din viața mea, când ziceam că te-aș vrea asta, asta, dar nu eram da. pregătită și eu cumva inconștient căutam, dar cum să nu ajung acolo. Exact. Și noi toți avem asta. Exact. Cum să nu schimb nimic? Da. Știi? Da, dar e la mod de să facem cursuri, e la mod de să facem schimbări, traumele astea despre care vorbește toată lumea, dar nu prea vreau. Dar hai să zic, fac totuși ceva, știi? Și așa și înțelegi mediul sau instrumentul prin care să nu faci nimic. Uite, dacă e mai complicat cu schimbările, noi știm sigur, și multă lume adică parcă nu ar vrea să schimbe ceva cu adevărat, atunci este clar că toată lumea vrea foarte tare să aibă bani. Așa. Cu succesul statutul e diferit, cariera la fel, dar în privința banilor noi toți vrem bani, noi toți vrem să avem viața pe care o au alții pe Instagram. Așa. Apropo, tu ai publicat, foarte clar, parcursul tău, mm -hmm. calea ta Da. Tu arătai uh, achizițiile tale, ceea mm -hmm. ce obțineai după ce manifestai, nu știu ce făceai, vrăjeai Dar ai arătat, dacă îmi permiți să zic asta, ai făcut-o public, deci pot să zic și eu da. Ți-ai arătat porsche ți-ai arătat uh, gențile tale, lucruri de la Chanel, nu știu ce, una, două, de ce Așa. te pierzi în ele De ce faci asta? Uh, în primul rând, pentru că nu am ce să ascund, nu au, am furat de la nimeni nimic am muncit și ai menționat cuvântul vrăjeală. <laughs> Cumva toată lumea crede că atunci când manifești înseamnă că vrăjești, înseamnă că nu faci nimic și pur și simplu îți cade în palme. Și eu folosesc cuvântul ăsta, manifestare, dar eu nu-l nu folosesc sau pentru mine cel puțin nu este o vrăjeală, ceva prin care dau, mă învâr de trei ori sau mă uit la lună și îmi pun o dorință și cam atât. Manifestare vine, ok, dorința din imaginație, adică în primul rând să-mi dau eu voie să-mi imaginez ce, e, ce, ce vreau să aduc în viața mea, în realitatea mea, dar după aia urmează și acțiunea, adică legea manifestării, legea atracției mergem mână în mână cu legea acți acțiunii, știi? Și de foarte multe ori, de ce tare multă lume zice, a, dar lasă că e bullshit asta cu manifestarea. Sau lasă că am citit cartea secretul și nu funcționează nimic. Lasă că, ok, îmi imaginez că am un milion de dolari, de ce nu vine la mine un milion, milion de dolari? Că eu chiar îmi doresc, da? Dar de fapt este un proces de a aduce claritate, de a curăța, de a-ți da voie să primești lucrurile astea. Și după ce tu lucrezi tare, tare mult cu tine și faci, adică faci loc, atunci urmează ce acțiunile. Ori noi facem invers. Noi spunem că, ok, trebuie să fac ceva. Acțiune, acțiune, acțiune. Și fac, 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 dar fac de pe, de pe același punct. Și sunt așa, știi, mie îmi place comparația aceasta, știi, ca și la care, care merge pe rotiță. Și tot, și tot face, el face, face, face face, Și obosește și face și se sacrifică Dar tot pe loc Nu ajunge nicăieri Și de asta, cumva, eu cum văd procesul de manifestare Acțiunea este foarte, foarte importantă Dar acțiunea să pornească Din energia necesară Și în primul rând Tu să-ți dai voie Tu să lucrezi, să lucrezi cu mindsetul ăla Să, să te uh, cum, cum, cum e cuvântul ăla? Să te deschizi Să vezi acea acea nouă versiune a ta sau acea nouă realitate, ca după aia din acea nouă realitate să pornești și să faci careva pași. Hai să o luăm pe exemplu, cât mai simplu așa. Mm -hmm. Iată, eu îmi doresc acum hai iată, să termin casa. Așa, așa. Suntem în plin, adică în lucrări de construcție. Da. Cum, cum să încep eu manifestarea asta? Când? <laughs> ok, hai să luăm uh, exemplu și hai să luăm cel mai ușor mod posibil. Uh, și toată lumea zice, uh, vorbește despre energie și Așa. nu prea înțelegi care e treaba cu energia aia, unde pui energia, acolo crește. Dar majoritatea gândurilor tale acum, sau ceea ce spui tu într-una, când te întâlnești cu o prietenă, cu, când vorbești cu sosul tău, despre ce e? Despre faptul că în curând casa ta va fi terminat sau, ah, iar nu vin muncitori, iar am așteptat da, o lună, brio, durează, iar parchetul bani, ăsta, bani. iar s-a stricat, da. iar n-am bani. Știi? Și ca și cum tu ai. Uh, să zicem două borcănașe și tu unde pui mai mult? În care borcănaș? În ăla în care tu te plângi că nu se întâmplă? Păi vorba aia, unde, unde, unde pui, pui acolo apă, crește. acolo crește, uhum. da. unde pui energie, acolo crește. Așa. Și practic tu, tu singură, prin credința ta cu subconștientul tău, afectezi durata acestui proces. Pentru că Universul îți zice, da, ai dreptate. Și dacă tu zici, ah, toți mâncitorii ăștia și nimeni nu vine la timp, iar durează, mi-au zis că un an, dar durează doi ani. Universul zice, da, ai dreptate, hai să facem în așa fel, încât chiar să dureze uh, mult. Ajută-mă să schimb asta. Uh, Concentrează-te pe ceea ce merge bine concentrează -te. cel mai ușor uh, lucru, instrument, uh, e, cum să-ți schimbi energie, este gratitudinea. Știu că toată lumea zilele noastre aude, Recunoștință, gratitudine, recunoștința, gratitudinea. Este un lucru atât de simplu, încât ni se pare că nu are cum să fie atât de simplu. Dar noi, prin recunoștință, anulăm ceea ce este negativ. faceți să și zic, adică ajungem pe, pe, pe starea aia neutră nu mă mai concentrez pe negativ pentru că eu nu pot să fiu și recunoscătoare și supărată în același timp. Sunt foarte recunoscătoare pe muncitorii așa proști. <laughs> <laughs> da? <laughs> adică trebuie să alegi în ce, în, ce, direcție și recunoștința are o vibrație înaltă și Ok, dar n-am de ce să fiu recunoscătoare, chiar merge totul prost, de ce trebuie să mă prefac? Ok, hai să, hai să căutăm un lucru mic, mic, mic pentru care să fiu recunoscătoare. M-am trezit dimineața, am bani să termin casa, am casă, am teren, am două cărămizi puse, puse, la casa aia, știi? Și încet, încet, și e ca și cum sar, sar, sar și devine noua mea realitate. Și eu pe asta mă concentrez și brusc lucrurile curg și se așează. Știi, noi toți am avut în viața noastră perioade când erau, wow, totul se așează, eu parcă nici n-am depus efort și mă ajută și ăla și vine la cu propunere și pur și simplu toate se așează și nu înțelegem de ce. De pentru ce? că și noi suntem diferiți. Nu, dar de ce uneori nu, se întâmplă uite întâmplă totul atât de ușor? Că doar că pentru că eram recunoscătoare pentru tot ce primeam? Și am o, ce fain că asta m-a ajutat, o, ce de bine mă simt. Sau... Și recunoscătoare, dar uite, recunoștința asta... E... Hai Cum o manifestăm recunoștința asta, o nu -am undeva, e o mă duc la biserică, <laughs> îi mulțumesc lui Dumnezeu, ce fac cu ea? <laughs> e o disciplină pe care o antrenăm. Faceți ce zic. Uite, ok, eu pot să mă nasc recunoscătoare, eu pot din copilărie să am un pic mai mult, nu știu, să fiu mai pozitivă, să fiu într-un fel, da? Dar dacă eu asta nu o să o practic ca o disciplină, ea poate să dispară. E ca și mersul la sală, eu doar nu merg luna august la sală și zic peste trei ani, dar de ce? Eu doar am mers la sală în august 2023. Eu merg la sală constant ca o disciplină ca să-mi păstrez mușchii, ca să-mi păstrez condiția fizică. Așa e, și cu, așa e și cu disciplina legată de mindset, ce fel de mindset vrei să ai, disciplina legată de bani, de recunoștință, de pofta de viață, practic și pofta asta de viață, noi o creiem constant, o creiem constant. Ce fac eu cu recunoștința asta? O scriu undeva sau eu trebuie doar să o simt în sufletul meu? Uite, sau dacă... nu trebuie ți... să o vorbesc când mă curg, când mă trezesc? <laughs> Primisem întrebarea asta um, chiar <laughs> acum săptămâna trecută, făcusem eu postare pe Instagram și ceva, am zis dar eu nu simt recunoștința, de unde să încep? Pur și simplu să, să scriu și să repet ca prostul? Da, dacă îi să repeti ca prostul nu se schimbe nimic, Da. Poți, la început, dacă îți vine greu să o vezi așa în tot și în toate, cel mai ușor, nu doar legat de recunoștință, dar de orice, să începi să scrii cu, cu pixul, să începi să scrii în carnețel, în telefon, în notițe, da? Să-ți faci o practică din a scrie. Dar nu scriu pentru că trebuie. Scriu, citesc și încep să simt. Adică una este să scriu. Eu sunt recunoscătoare că am o lampă. Ok, am scris. Eu sunt recunoscătoare că am apă pe masă. Am scris. Ok, eu am apă. Wow, eu am apă. Și treci emoția asta prin tine, pentru că emoția este necesară în procesul de manifestare. Pe lângă faptul că eu am viziunea, eu am nevoie de emoție, e ca și cum e ca și cum aș avea pământul fertil. Și de foarte multe ori noi punem emoția care nu este necesară din contra care este nocivă acestui proces, da? Eu îmi doresc ceva, eu am nevoie de acel lucru, A, am nevoie de o mașină nouă și pui emoția disperării, pui emoția, eu fără mașina aia, Doamne, ce mă fac? Sau, dar de ce nu vine la mine? Da? Lipsă, lipsă, lipsă. Și eu vreau să aduc ceva pe plus în viața mea când eu, de fapt, încep cu emoția uh, negativă. Era o vorbă care mie mi-a plăcut tare mult. Universul nu ți dă ceea ce crezi că vrei, universul îți dă ceea ce simți. Iar eu dacă simt că uh, nu o să am mașina niciodată, eu nu merit astfel de mașină, Universul zic că da, ai dreptate. Dar dacă eu simt deja emoția abundenței, dacă eu simt recunoștință pentru tot ce, ce am, o să am și mai mult. Bun, deocamdată am, uh văzut aici, în tot ceea ce spui, două instrumente utile. Ok, Unul, când vorbim despre ceea ce facem, despre ceea ce ne dorim, e să găsim partea pozitivă și să vorbim în cheie pozitivă despre asta. Așa. Să găsim lucrurile care să ne simțim, plac. să simțim, nu doar -o să vorbim. Ce Da. în ce credem noi cu adevărat, mm. că e fain în toată povestea asta. Al doilea dacă nu credem... Și dacă nu credem... Și chiar dacă nu credem, să știm că există posibilitatea să cred altfel. Dacă eu cred că banii sunt răi sau că niciodată nu am bani, să știu că asta se poate schimba, este doar o credință. Eu pot să-mi schimb adevărul, dar iarăși este vorba despre practică, disciplină. Dar bine că ai pomenit acest lucru, pentru că într-adevăr credințele și convingerile limitative sunt da. cele care nu ne permit să obținem ceea ce dorim. Pentru că noi, da. țara noastră post-sovietică, uite aici așa am fost educați. Da. Că totul e greu, copiii se cresc exact. greu, se naște greu, scuze eu, da, 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 da. banii se fac greu, că banii sunt ochii dracului, doamne da. cât mai sunt! Da. Ele Dar uite, tu -ai, ai menționat asta despre naștere. Același proces pe care îl folosești în procesul de manifestare a banilor, a mașinii a caței, același proces îl folosești și în, în În această perioadă de sarcină naștere. Știi că eu personal, eu n-am avut absolut nicio, nicio pregătire, nu m-a interesat niciodată subiectul până să nu fiu în poziția. Și uite, fix aceleași lucruri, fix aceleași exerciții le-am folosit ca să manifest sarcina și nașterea pe care, dorit care mi-am dorit-o și perioada postpartum. Adică am pus energia, eu personal nu am vrut ca uh, părerile din exterior să mă influențeze mm -hmm. și am, am creat așa o barieră. Voi cu experiența voastră, eu să am experiența mea pentru că eu mă creez. Da. Hai să vedem, <laughs> da. Emonia, să ne energie, întoarcem. Energie, <laughs> recunoștință, eu diger, așa. Recunoștință pentru început, e bine să o scriem, asta ajută. Da, uite, hai, hai să, să mai zic un lucru cu care eu aș începe. Ia, În primul rând, tu ai menționat asta cu convingerile da. și faptul că suntem din perioada post-sovietică. Eu aș începe cu curățenia. Adică ca să aduc ceva nou, uite, de exemplu, ca să cumpăr o masă nouă, trebuie să fac spațiu pentru acea masă nouă în casa mea. Trebuie să fac curățenie, să-i să să las spațiu, să vină ceva nou către mine. Și acum, ok, putem să vorbim de asta, că e bine să faci curățenie în casă, să arunci hainele vechi și toate astea. Dar curățenia în mindsetul tău contează atât de mult. Să vezi ce cred eu despre bani, despre mașini, despre oameni, despre viață, despre naștere, despre sarcine, despre, de exemplu, dacă acum, care este subiectul, area în care lucrez eu? Ce cred eu despre asta? Și dacă vine un client, că se întâmplă și asta, a, dar eu nu am credințe limitative, nu, 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 eu cred foarte bine, eu am citit cărți, eu știu de toate. Ok, dacă știi tot și le știi pe toate, cum se arată aceste lucruri în viața ta? Dacă tu în viața ta nu ești unde vrei să fii, înseamnă că acolo, în spate, este un proiector care arată filmul din subconștientul tău cu credințele pe care le ai tu deja. Dacă știi tot, poate și tot la nivel mental, da? Că am citit 10 cărți, în fiecare zi citesc o carte, știu totul, știu tot ce zic ăștia. Dar cum practici? Cum să știi ce fel de credințe ai? Te uiți în viața ta. Cum fac curățenie? Mă uit în viața mea, mă uit, realizez, ok. Dacă, uite, la mine așa a fost, uite, mie mi-a fost foarte, foarte ușor să, să mă dezvolt pe partea spirituală, partea asta de la ceacrele de sus, în, în, de la mijloc în sus mi-a fost foarte, foarte ușor, pe partea spirituală, pe partea, nu știu, de meditații, de uh, crina cu capul în ori la, la modul serios, da, și mi-a fost mult, mult mai greu, invers, da? La, la oameni de obicei este invers, le este, este începe partea de grounding, de bani, dar nu, la mine asta nu, nu conta, niciodată nu conta. Era așa, eram atât de cu, cu capul în ori și părul în vânt, până când la un moment dat eu mi-am dat seama că stai un pic, dar aliniere, ca să fie aliniere, trebuie să fie pe toate părțile și trebuie să înceapă de la partea asta de grounding, de chiar... Chakra de jos. Da, a doua bani, da, e a doua. No. Prima este despre supraviețuire, a doua deja este despre o, plăceri, lux și așa mai departe, creativitate și totul este atât de conectat. Și uite, eu în viața mea personală, cumva asta a fost ultimul subiect la care am lucrat eu banii. Eu am început să lucrez la asta poate 5-6 ani în urmă. Când eu am observat că eu. Nu accept asta în viața mea, că eu nu vreau mai mult. Nu că nu vreau mai mult, dar poate. Mă mulțumesc cu ce am? Da, și ca, de exemplu, am primit un de la Godna și era senzația asta, wow, dar asta nu e despre mine, parcă mă și rușinam, era prea mare, în viața mea n-am văzut așa diamant și ziceam soțul meu pe timpuri când ne-am cunoscut, dar eu nu port bijuterii, dar eu așa nu mai ațișoare... șoare. Așa cum mai port șare dar mai porți și diamante, adică nu, nu se exclud lucrurile și pentru mine era ori ești spiritual, ori ești materialist. Stant, e interesant aici mm -hmm. momentul ăsta, da. noi într-adevăr parcă ne ascundem de lucrurile mari și parcă nu le acceptăm și atât chestia asta că nu e despre mine, da, dar da. de fapt nu e despre tine povestea și, asta. Și este că despre, nu despre rușine, tine. știi, cumva S-a spus că s oamenii mulți, care... -s, înseamnă da. că a făcut ceva rău. Mai da. bine să fii bun decât bogat, știi? Da. Și chiar și despre femei, a, cumva parcă trebuia în fiecare relație să demonstrezi, dar eu nu sunt din aia modest, care sunt după bani. Da, lasă-mă, eu sunt tot singură că eu doar nu sunt de aia care e pentru bani. Și de fapt nu, 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 se exclud și chiar să accepti ajutor. Și Banii chiar nu să... sunt ochii dracului. Nu. Bani <laughs> Banii, sunt, Banii sunt doar un instrument. Și banii au și ei o energie. Exact. Și au energia sexului, cineva spunea, că e aceeași. Pe aceeași da. Așa. Creativitate, intuiție, sex, bani, da. Bun, dar la cine vin banii, de fapt? Uh, cum cine nu, să nu cui nu e frică de ei? Hmm. Știi? Adică dacă eu, uite, hai să, hai să ne imaginăm că banii ar fi un bărbat. Noi, cum suntem femei, Bani ar fi un bărbat dacă eu mă uit la ei, uh, nu, sunt răi, sunt pentru alții, nu pentru mine, a, ah, păi o să mă schimb dacă o să fiu cu el, da? Că asta gândim despre bani, că o să mă schimb, iar eu nu vreau să mă schimb, eu sunt fată atât de bună, de ce să mă schimb, da? Mai bine să fiu cu inima curată decât cu bani. Ce bărbat ar vrea să fie cu mine? Mai bine se duce bărbat sănătos, da, da. fără Și să Da, acceptat, da. Primit, Mai nouă. bine să se ducă la cineva care zice wow, da. îți mulțumesc că ai venit, uite, hai să facem asta, hai să mergem în vacanță, hai să ne bucurăm, hai să primim, uite, sunt deschisă să, să te cunosc, să petrecem timp împreună, să avem o relație, dar dacă eu nu vreau să am o relație de bază cu banii, nici măcar de prietenie, că e ceva rău, de ce ar veni la mine? Și cum ai lucrat tu cu toate? În primul rând, uh, am observat și mi-am recunoscut mie că eu am multe credințe uh, greșite legate de bani, când care, de num, familie, care nu sunt, cum ai zis și tu, din societate, din familie, din jurul tău. Adică e ceva atât de comun, același cerc de prieteni, uh, e ceva atât de comun încât mi se pare că asta e normalitatea, știi? Și uh, uite, eu zic asta și de fiecare dată asta șochează oamenii. Eu când m-am mutat în India, eu am avut un mare șoc legat de abundență și bani. Și nu la modul că lumea săracă, dar la modul că lumea e atât de bogată încât acolo sumele sau despre ce fel de bani vorbim, despre ce fel de case, despre ce fel de diamante, de, de era așa. Există așa ceva în ce lume paralel am trăit eu, că eu nu știam de așa sume, știi? Adică, da, asta, asta a fost la mine, wow, wow, știi, un, un pic mi-a spart uh, toate credințele mele de, de câți bani îți trebuie sau cât e un salariu sau uh, de câți bani îți cumpere un apartament, știi, și foarte mult judecam, adică la modul, ah, da, eu niciodată nu mi-aș uh, lua așa un inel, pentru ce îți trebuie așa un inel, da, foarte mult judecam. Și, uh, Dar e interesant că spui asta. Da. Vine dintr-o judecată, așa că îi judecăm pe cei care Uite, își permit, eu de exemplu... Of, nu, iată, la ce să-ți cumperi... Exact. Nu știu. Eu eram persoana asta. Da. da. Eu îi zic, păi, dar dacă cum își permite? Da. Ei operează cu alte sume. Exact. Pentru ei ceva normal. Hai să-ți o poveste interesantă. Uite, eu, toată studenția mea, eu am studiat fa facultate de marketing și am studiat comunicare și relații publice, știi? Și eu cumva mi se părea, doamne, cât de proști sunt oamenii uh, oamenii care dau atâția bani pe geantă. Bunicul meu și-a cumpărat o mașină de bani ăștia. Doamne, cum poți să să-ți... ăștia sunt fraieriți, da? da? Brainwashing. Uh, și uite cum a funcționat pentru mine, că am menționat și asta cu bijuteriile, că judecam și... Adică, dar de ce să-ți trebuiască atâția bani pentru bijuterie, da? Și eu, până să mă mut în India, eu în Bali, pe lângă retrituri, mai făceam bijuterii din argint. Dar erau o poate mă țin minte, acum vreo șase ani am fost la tine la interviu. Da, tare frumoase foarte erau, micuțe plina, erau frumoase. Da, foarte micuțe, cu semnificații, cu tot fel de protecție și așa mai departe. Și erau foarte ieftine, adică comparativ, da, erau 30 de euro, 50 de euro și profitul meu era de 5-10 euro pe beșterie. Și... Când m-am mutat în India, n-am mai putut să continui pentru că ei nu prea lucrează cu argint, în fine. Când să mi-a propus cineva, dar de ce nu lucrezi tu cu aur, cu diamante, că asta e în India, da? Pietrele prețioase. Nu, cine o să cumpere? Cine o să cumpere? Pentru că eu judecam prin mine, pentru că eu n-aș fi cumpărat. faceți mi ce zic. Adică eu eram la nivelul de argint și de bijuterii de 30 de euro. Eu n-aș fi cumpărat. Și a fost un moment cheie care mi-a schimbat cumva percepția. Eu pe mama soțului meu nu am cunoscut-o. Uh, dar ea a lăsat cumva moștenire mm. uh, foarte multe viața, bijuterii. Da? Uh, și, uh, în familie, da? Și mi-au mi venit cumva mie acele bijuterii. Seturi cu smaralde, cu diamante, cercei, nu cu nimic de la ea, dar mi-au rămas multe bijuterii de la ea, pietre prețioase, diamante. Și eu cumva am simțit, wow, asta este, asta transcende timpul și generațiile. Adică bucata asta de ață eu nu o să o las fiici mele că nu o să reziste, dar dacă eu îi las niște diamante, o să meargă dintr-o generație dintr -o, în altă generație și nimeni nu o să se supere că le-am lăsat niște diamante face sens și zic uh -huh. și asta a fost pentru mine, wow, da, chiar chiar face sens și în momentul în care eu am acceptat asta în viața mea și am început eu să-mi cresc colecția mea cumva am făcut acel pact cu soțul meu ca la fiecare aniversare, fiecare zi de naștere să primesc ceva bijuterii ca să cresc colecția, ca să o las copiilor mei așa cum a lăsat-o mama lui și în momentul în care eu mi-am schimbat percepția, am putut și să vând. Și legat de genți, cum a fost pentru mine, dacă eu atâta timp am judecat, pentru că aveam atâtea preconcepții legate de bani și pe ce trebuie să cheltui banii, să cumpere o casă, să investești acolo, acolo, să simți că banii nu îți iei așa niște prostii. Mult timp am lucrat la mine, asta era prin 2018 când am început brandul, să-mi să să, să dau voie mie să-mi cumpăr o geantă Chanel Și jumătate de ani zici că sufeream Dar cum să-mi cumpăr, de câți bani, dar chiar să-mi dau dar chiar... Adică a fost un, un du-te-vino, du-te-vino Și poate pentru cineva este un lucru atât de simplu Dar pentru mine a fost așa ca și cum o dezvoltare personală Un curs de dezvoltare personală Și în momentul în care mi-am cumpărat geanta aia de câteva mii de euro Deja nu mai păreau scumpe pe bișteriile deja comparativ cu geanta aia, bijuteriile mi se păreau, normal că o să dau într-o bijuterie, o să investesc atâția bani. Și uite, eu am folosit acea geantă ca pe un, să-mi spargă acea credință. Și poate nu e nevoie de acea geantă, poate pentru cineva este acea vacanță, acea rochie, acel ruș, da? Acel lucru care îl vrei, dar, zi, dar crezi că nu, nu, e prea scump pentru mine. Nu-mi permit, da, folosim expresia, nu-mi permit. Practic, nu-mi permit, nu vine de la nu am destui bani în buzunar nu-mi dau voie mie, nu-mi permit eu mie să cumpăr acea rochie de care îmi place. Este și despre iubire de sine, lipsă? De ce este oamenii pentru... nu pentru permit? Este, uite, asta cu nu-și permit, nu-și dau voie, dar nu-și nu Parcă da. nu, de nu, dau. Că nu merit da. eu, că e pentru tine, pentru nu? Pentru că dacă e să te uiți, câți bani îți dai voie să cheltui pe copii, pe activități extrașcolare, pe cadouri la fin, la sos, nu știu cui, Îți dai voi, ai bani. dacă când vine vorba de tine, las că și fără. Și asta e foarte, foarte des întâlnit. Da? Dar nu, asta dacă e pentru mine înseamnă că nu contează. Deci, și revin la întrebare. Da. Crezi că e din lipsă de iubire de sine? Da, 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 da. Pentru că aș mai, aș mai face o legătură. Lipsa de iubire de sine vine și de la lipsa asta de conexiune cu sinele. Poate chiar nu știi ce vrei cu adevărat. Nu știi, nu-ți dai voie, faci acea barieră cu sinele și nu-ți nu dai voie să te conectezi să vezi care este dorința ta. Hai, hai să o iau așa un pic mai ușor. Când eu sunt cu un bărbat, când eu cunosc un bărbat, mă duc la cină, la first date, la primul prima întâlnire cu acel bărbat, ca eu să pot să ajung să-l iubesc, da? Ca eu să mă îndrăgostesc de el, îi pun câteva întrebări înainte, nu? Măcar. Da. <laughs> da, da. Ajută. <laughs> Să vezi. Vrei să-l cunoști, da, simți. vrei să-l cunoști, da. cum ai zis, să-l simți, ce se ocupă, ce îi place, ce nu îi da. place, avem interese comune, încep să te de felul lui de a fi, cum vorbește, cum se mișcă limbajul corpului, nu știu, se creează acea chimie. Păi uite, cu noi tot, noi mereu vorbim despre iubire de sine, dar ca să ajung să mă iubesc pe mine, eu trebuie să mă cunosc pe mine. Dar dacă eu nu mi dedic timp, dacă eu nu mi pun întrebări, dacă eu nu fac aceeași conexiune, practic, conexiunea cu sinele vine la primul, primul strat, conexiunea cu corpul tău fizic, ăla pe care poți pui mâna să-l simți. Dacă eu mă deconectez de corpul meu, eu nu știu dacă mi-e foame, eu nu știu ce simt, eu nu știu dacă mă simt nervoasă, anxioasă, eu nu știu dacă îmi place o rochie sau nu, eu nu știu dacă îmi place un bărbat sau nu, pentru că sunt deconectată de corpul meu. Eu mănânc prea mult, eu mănânc prea puțin, eu nu mă duc la baie când vreau să merg la baie, eu nu fac sport, eu nu-mi dau timp să fac sport, că am atâtea de făcut. Păi eu, eu primul nivel de bază, eu pe ăla nu nu clădesc acea legătură, nu mă conectez cu corpul meu. Și ca să te poți conecta cu corpul tău ce Și în momentul în care eu încep să mă conectez cu corpul meu În momentul în care eu îmi dedic timp, energie, spațiu, întrebări Mă aflu, aflu despre mine cum sunt eu Atunci poate vine vorba despre uh, iubire de sine Și cum ai zis tu, întrebare venise de la partea cu banii și despre mindset-ul banilor Și asta este o dovadă că pe mine mă interesează cum sunt eu eu îmi pun întrebări, eu mă observ, așa cum aș, cum aș observa un bărbat. Îl observ, dar el e atent sau nu, dar cum se poartă el în public, cu chelnerul, cu mama, îl observ, da? Așa să și eu, mă observ, dar cum, cum am lăsat eu tipsuri, dar cum mi-am cumpărat, am ales rochia cea mai ieftină sau cea care îmi place, uh, am ales să mănânc tot din farfurie pentru că am dat un ban sau am ales să mănânc cât vreau eu acum, da? În toate situațiile din viața mea eu pot să mă observ. Și asta iar și o dovadă de iubire de sine explic în principiul ăsta la abundență eu cândva făcusem și un uh, nici nu știu cum să-i zic, așa un training 21 de zile, ceva de genul dat și am uitat cum o cheam pe coachul ăsta dar este, anume dedicat abundenței cu, cu exerciții practice și eu de acolo am înțeles că de fapt universul nu are limite, așa. resursele sunt nelimitate da. și că oricine din noi le poate accesa da. un număr nelimitat, pentru că frica de bază care e? Că o să da. termine banii azi îmi cumpăr cea mai frumoasă rochie și mâine nu o să am da. bani pentru altceva. Da. Chiar este și pentru așa... că ai așa frică, ai așa credință, gândești, pui energie în banca aia și universul zice, ai dreptate și mâine chiar nu ai bani. Și tu zici, am știut, așa da, și-am așa știut. știut, că rochia aia o pus capul <laughs> Da. Dar de da. fapt, cum ar trebui să gândim? Că, să dăm banii ușor ce Uite, mai hai, auzi hai să revenim la asta Că ai zis tu că universul este abundent, De foarte, foarte multe ori O credință care ne stopează este Dar las să las și la alții Dacă o să am eu prea mult o felia de tort de la altul Este altul mai flământ ca mine Tot Face și sens și Eu zic. am a -a așa ceva Că, uite, eu ce bine trăiesc, mă duc în vacanță, eu și mă da. și să mai povestesc ceva, că uite câți oameni nu da. au posibilitatea. Și asta. dacă eu pe mine mă, îmi sacrific dorințele, nu-mi dau voie, țin acolo, lasă să fiu și eu așa în rând cu lumea, să fiu acolo, uh -huh. sărac să nu. Dar de ce eu trebuie mai mult, da? Tu pe nimeni ajuți. Pe nimeni ajuți. Noi, prin sacrificiu, noi prin faptul că ne, ne stopăm pe noi, nu ne exprimăm, pentru că și obiectele materiale sunt o expresie a sinelui nu trebuie neapărat să fie cea, cea mai scumpă mașină, cea mai scumpă rochie ca să fie o expresie a sinelui. Dar care îmi place mie? Mm -hmm. face sens ce zic. Aia. Adică eu și prin cei ce aleg cu ce să mă înconjor, cu ce fel de material, cum să fie casa mea, în ce spațiu să mă învârt, să-mi iau încălțăminte comodă sau să port pe aia care mă strânge. Și asta este o expresie a sinelui și o grijă de sine. nu e neapărat... Eu nu vorbesc că toți trebuie să fim sau toți trebuie să vrem să fim milionari, miliardari și așa mai departe. Dar să-ți dai voie să ai ce ce -ți, să ai ce, ce ți dorești, să-ți dai voie să crești dacă îți dorești să crești, să faci mai mult, să câștigi mai mult, să faci mai multe afaceri, nu înseamnă că ei din partea cuiva. Și asta foarte bine s-a simțit în pandemie, când toate, majoritatea business-urilor au fost stopate și pur și simplu lumea nu producea. Faptul că businessul tău care este, nu știu, faci pâine și businessul lui care uh, curăță mașinile au fost stopate, asta afectează în lanț, ne afectează pe fiecare. Cu cât mai mult devenim prosperi, cu atât mai mult îi ajutăm și pe ceilalți să devină. Prin propriul exemplu, noi cel mai bine ajutăm și dăm voie celorlalți. Crina, dar tu nu te tem de invidie. Știam că o să mă asta, jur că știam. <gătări> tu stau, stau, tac, tac, de des te întreb. Deci da. tu arăți calea ta, tu arăți cum trăiești, tu ți-ai da. arătat și casa, casa, da. Crina! Uh, uite, persoana ma mare, vă povestesc eu, două nivele, <gri> câte are. Da. În America, în Statele Unite ale Americii, în Newport Coast. În <gri> <gri> no, uite, -veni, pentru la că tine. eu personal, eu nu cred că eu am luat porția cuiva. Credința mea este că prin propriul exemplu, prin felul în care eu îmi trez viața eu dau permisiunea altcuiva, a, dar și așa se poate. Uite, personal să-ți dau un exemplu, că ai zis de mașina mea Porsche. Când mi-am cumpărat, sau cum zice Porsche, da? da. Nu, Când mi-am da, cumpărat-o da. acum 2 ani jumătate, a fost prima mea mașină. Eu n-am condus în Moldova, acum prima dată conduc în Moldova. Când m-am mutat în America, de nevoie, a trebuit să trec peste frica asta de, de a conduce. Am făcut acolo școală și mi-am luat prima mea mașină. Și toată lumea, a, prima mașină trebuie să fie o mașină rea cu zgârii, dar eu, da, normal că o zgâri, dacă tu pornești cu gândul că o zgârii. Zic, nu, eu nu o să zgârii mașina mea, eu vreau mașină nouă, vreau mașina aia care mi imaginam eu. Și în momentul în care eu am postat pe Instagram cu baloane, cu, cu lentă roșie, da, cu bantic, da, mașina mea și bucurie, adică eu am celebrat, pentru mine asta a fost un lucru mare, adică poate pentru altcineva este ceva, ap, oricând îmi cumpăr. Nu, pentru mine asta a fost un moment intențional, ales mașina cum am vrut eu, am așteptat-o, n-am mers la alte, hai, hai, las și asta merge. Nu, eu vreau mașina asta, eu chiar am celebrat acest moment în viața mea. Dar, de ce zic despre asta? Eu, prin cei ce știu eu, am dat voie la cel puțin 3-4 prietene care mi-au și dat mesaj atunci în perioada aia că, wow, eu am văzut la și vreau și eu. Chiar o prietenă de mea, partenerul meu de retrituri, și-a cumpărat acum o lună mașina și ea povestea în, în povestea ei că acum de ani jumate am văzut la Crina și am zis wow, și așa se poate? Dar eu tot vreau! <laughs> <laughs> și cumva pe ea asta a influențat-o, a motivat-o și acum și-a luat fix același model de mașină. Și cel puțin 3-4 prieteni pe care le știu eu din București au zis, dar și eu vreau așa, wow, așa se poate? <laughs> da, așa mașină se poate? Și cumva eu cred că noi trăindu-ne viața cum vrem noi să o trăim și nu trebuie toți ca mine, da? Dar dai permisiunea și motivezi și inspiri pe altcineva să zică, dar vreau și eu ca mine, nu ca mine, ca el, ca ea. No, apoi, când noi călătorim, noi facem exercițiul ăsta, noi vedem cum trăiesc alții da. oameni și pe noi asta ne inspiră și exact da. așa gândești. Uau, wow, uite și așa, Oș așa grădină, da. oși așa casa poți să o extinzi, da. așa poți să o construiești și să deschizi exact. orizonturile și vii să implementezi eu, eu am chiar un, un exercițiu, îl numesc exercițiu. <laughs> <laughs> nu, nu nu, nu, ușor, nu, nu, e ușor, nu, e ușor, nu trebuie să... Hai să-l facem! Eu, plimbările cu cățelul meu, alegeam să mă duc lângă plaja, acolo în, în orășelul nostru, unde e un cartier cu case foarte scumpe. Și să mă uit la ele și să văd cât sunt de frumoase și să transmit acea energie, cumva, dacă aș fi văzut vecinul care iese din acea casă, să zic, well done, știi, bravo ție, mă bucur pentru tine. Pentru că asta mă ajută pe mine să mă apropie de dorința mea, bucurându-mă pentru ceilalți care au. Ori invidia, faci trei pași înapoi, dar de ce e stare, dar eu n-am dar eu tot am vrut așa casă, dar încă n-am, da? Te-ai îndepărtat, te-ai îndepărtat, te, îndepărta, te, îndepărta, te îndepărta. Pentru că cumva devii um, opusul dorinței tale, da? Eu văd dorința în fața mea, casa e frumoasă lângă malul mării și îmi provoacă disconfort. Și dacă mie îmi provoacă disconfort, eu transmit universului mesaj, mie nu mi-e confortabilă casa asta, nu, să nu mi-o aduci. Când o să-mi fie mie confortabilă, atunci o să-mi aducă. Dacă eu îți zic acum ție, îți dau 10.000 de euro, cum te simți? Ei, eu m-aș bucura, îți spun că noi construim Dacă casă. îți dau 100 de mii? <laughs> nu, așa un pic, cu, mod, nu, în sensul de la direct, așa, da. să-mi dai, să-mi dăruiești. Zic, eu îți dau 100 de mii. Nu, care răspuns tău? Nu, eu nu pot să primesc așa ca da două de ce? scumpe. Dar cum? foarte mult, eu nu pot să primesc așa. Dar de, de ce, ce nu poți să primesc? Că e o sumă mare. Și ce o să se întâmple dacă ți dau? Sunt datoare Așa. Îți datorezi i bani și ea iurea să fii dependent de cineva. Așa. În momentul în care și îți datorezi simți bani. Prost, nu? Și sunt prost, da, și, cum să zic, ca rob. Înțelegi? Da. sunt sclavul tău, înseamnă că eu trebuie să fac multe alte lucruri pentru tine. Eu nu pot exact. să-ți întorc ție acest dar. Exact. Și uite, acum tu ai spus toate credințele tale legate de 100.000 de euro. Da, exact. Că dacă Universul vine și îți zice. O să zici tot ce el, dar și deci eu trebuie, înseamnă că eu trebuie să muncesc calu pentru sute de mii. Corect. Pentru 10 mii a fost ușor. Corect, noi avem gândirea da. asta că pentru banii mari trebuie să muncești mult. Da. Pentru că asta ni s-a spus de mici, ca să ai aia, aia, ca să fii președintă, ca să da. fii nu știu cine, trebuie să muncești foarte mult Uite, și trebuie eu, să fii la lucruri de dimineață până noapte. Clientele mele, eu așa, aș lucra și cu bărbați, câteodată am și câte un bărbat acolo, dar mai mult cu femei. <laughs> și clientele mele mereu au din asta multe frici, dar atât de adânc acolo, care pur și simplu tu nu o să faci mai mulți bani, pentru că e prea mare frica. Cum ar fi? Dar eu nu vreau să muncesc ca robot, deci eu, ca să faci atâția bani, înseamnă că trebuie să fii acolo, trebuie să renunți la familie. Nu mai poți fi o mamă bună ca să faci bani, da? Trebuie să alegi ori, ori. Și mereu e asta, trebuie să aleg. Și toată lumea zice, da, nu, mai bine eu să fiu om bun decât om cu bani. Nu, mai bine eu să mă concentrez pe familie decât pe bani. Dar de ce nu poți să le ai pe toate? Dar de, de ce ai crezut asta, dacă cineva ți-a spus asta? Mm -hmm. Știi? Potinții, zic și da, dar noi suntem adulți acum. Da. Noi acum putem să observăm și să decidem diferit. Pentru că eu nu mai pot să zic că eu am șapte ani și părinții mei așa cred. Nu, eu deja am, în cazul meu, 34. Eu pot, ca adult, să-mi asum responsabilitatea asupra vieții mele și să-mi dau seama, dar, dar de unde e prostia asta? De ce eu trebuie să aleg? Că toată lumea, uite, acum, un an jumătate când făcusem eu ultima dată cursul ăla despre bani, o clientă mi zice: Da, dar uh, uite, tu acum poți să faci bani și să te concentrezi pe afaceri, pentru că încât nu ești mai mică. Așa ți-a zis. Asta era credința ei, dacă atunci da. când devii mă mică, gata, ori ești mamă rea și te concentrezi pe bani, ori uh, trebuie să alegi. Și uite, eu acum pot să-i zic, uite, și când am născut, și noaptea de și <laughs> când, când nășteam, veneau, ta cât are, veneau, zi, zi, 8 luni face, 8 duminica. Luni. Da. Mulți ani înainte, mersi, mersi. și frumos. Și eu nu am astfel de credință, deci pe mine nu m-a afectat. Eu am credința că banii vin și când dorm. Crina, explica timpul nostru <laughs> și eu vreau acum un așa. ghid foarte clar, așa cum l-am clădit noi atunci, dar acum să-l avem în acest da. podcast. Da. Ne legăm de lună sau nu? Cum manifestăm? și Astea cum? sunt deja niște instrumente atât de... Eu pot să mă, să mă leg de orice ca să mă ajute, da? Uite, eu pot să, să zic că eu port smarald, că asta e piatra abundenței, dar asta nu face lucruri pentru mine. Eu nu pot să aștept luna, mercurul, planetele, smaraldul, zodia să facă lucruri pentru mine. Tu știi, pe nu oameni asta îi ajută, iau o asociere și parcă îi ajută... Te ajută atâta timp cât crezi, dar... Tu ești creatorul, tu ești autorul, tu ești responsabil de viața ta. Eu am înțeles, ăsta e ca un disclaimer la Și nu acum. poți. Nu, 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 dar nu poți să continui tu să crezi, de exemplu, că banii sunt răi sau, uite, o, dacă 100 de mii, doamne, asta e, doamne, asta e așa de multă muncă, asta e sacrificiu. Vreau să ajung la 100 de mii. Da. Aștept mai ales luna asta nouă, când <laughs> aștept, pot să setez intenții. Poți dar pot și de asta să, să, să -o fac, dar poți mai ales la luna nouă, și că este o energie specială, mai este. ales noi femeile, suntem conectate la noi, ciclul este. menstrual coincide cu ciclul lunii. Este. Și noi atunci ne curățim, mai punem bețișoare aromate, eu toate lucrurile astea le da. fac, eu serios să-ți spun. am curățit spațiul, m-am rugat cu știință pentru tot ce am, mulțumesc Doamne, Doamne pentru ceea ce am da. apoi scriu într-un carnețel dorința ca pe un fapt împlinit, mm -hmm. asta mai știu, dar tot lumea da. vorbește despre asta, da. nu mai este un secret exact. uh, mulțumesc mult că am o casă și cu lux de amănunte mm -hmm. uh, cu da. o... Hai să te întreb, între luna nouă și luna plină ce faci? Uh, fac Continui ce... la normalitate? <laughs> nu, 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 Fac -mă <laughs> pentru casa asta. Iată, eu adun cât un da. pentru casă, eu vizualizez cum e casa mea, da. plante, grădină, am grijă de grădină, uh, cât putem niște lucrări, acum avem bani, noi le facem. Da. Uh, și iată, adică ne mișcăm, nu stăm și ne uităm, înțelegi, la pământul gol. Și da, uite, asta, asta eu vreau să, să se înțeleagă, că nu, ok, E lună nouă, astăzi, astăzi, astăzi trebuie să fiu pozitivă, astăzi. astăzi trebuie să fac ceva, astăzi trebuie să mă învârțez trei ori, să dansez, nu știu cum, ca să vină dorința și după aia eu revin la normalitate și nu fac nimic și nu schimb nimic la mine. Dar, uite, munca asta cu interiorul nostru este continuă, este de vorba despre disciplină, despre practica asta. Nu... Ei și totuși, am scris eu dorințele alea în carnețel, <laughs> ca pe un fapt Dar împlinit. Hai, hai până să scriem dorințele, hai să, să văd eu că totuși am vorbit despre curățenie ca și cum ar fi primul lucru. Să fac curățenie în credințele mele sau în fricile mele. Când vă zic că fac curățenie, să încep să le observ. Să fiu prezent în viața mea și în fiecare zi. Uite, nici nu trebuie neapărat să stai cu care în față. Te duci la magazin, poți să-ți observi credințele, vorbești cu prietena, te lui iubit. Deja, non-stop, non-stop viața îți arată ce crezi tu, despre ce vorbești, unde pui energie Și mai ales noi chiar față de obiectul pe care îl dorim, mm în jurul lui putem avea iarăși ori frici, ori convingeri limitative care nu ne permit să ne îndeplinim dorința. Da. Să dau iarăși exemplu aici, rămânem cu casa, exemplu, dar eu mă tem totuși să locuiesc în sat, cu ce o să copiii mei, dar dacă lor nu o să le placă, dacă într-o zi o spună, hai lăsăm casa asta și hai în oraș cum am săturat de casa voastră, de exemplu. Da, și ele sunt acolo poate undeva la nivel inconștient și nu dau voie exact, să exact. realizez dorința. Că practic dacă te uiți Așa toată lumea spune că vrea bani, cum ai început toată, tu interviul ăsta. Da. Toată lumea are nevoie de bani, toată lumea vrea bani. Da. Nu e nimeni care să-ți spună că nu. Da. Dar dacă îți spun că oamenii nu vor bani, mă crezi? Mm -mm. <laughs> dar e imposibil, cine nu vrea cu bani? Conștient Conștient, dar nu ești prost să că nu vrei bani dar subconștient cum ai zis tu fricile astea cum despre ce am vorbit noi mai devreme credințele dar ce astea, lumea despre mine că sunt da, da dar ce eu o să fac familia nu o să mai o să creadă că o să pe sus da, da. Um, nimeni în familia mea nu a făcut bani dar ce eu să cu în frunte asta, las, las mai bine să fim pe același nivel da? și loialitatea asta față de neam față de uh, prieteni o să pierd toți prietenii că oamenii cu bani nu au prieteni deci în subconștient, ceea ce noi nu realizăm, ceea ce noi nu vocificăm, nu spunem cu voce tare că, a, ah, dar eu de fapt nu vreau bani. Toată lumea spune că vrea bani. Dar dacă toată lumea chiar ar vrea bani, și-ar da voie să facă mai mulți bani. Acolo... Și acum eu sigur că am enervat pe toată lumea care zice, ei, lasă-mă, te rog, că nu toată lumea Crică, așa e norocoasă. tu ești nervat din momentul în care te-ai șezat pe divanul celălalt și ai încercat să... Adică lumea ce gândește? Stai ea cu teoriile, ei despre abundență, manifestare, vorba asta, da, cum să mă energie, că banii nu ți fac ciocanul, Crina. Dar uite, cu sudoarea să, să, poate, să lumea poate las că ei eu mers de asta ia cum Da, da, da. Și cu soțul ți mers, Da, sigur, ți-a luat un soț care are bani și el ți-o luat geanta și care-i dovada că tu singur ți-ai făcut banii? Dacă era să fii la fiecare cu fiecare să aibă. Da, da, da. Dar și asta e manifestat și asta e lucrat. Dar să revenim la asta că eu nu am bani dintotdeauna. Eu chiar și cu soț bogat eu făceam bani, dar eu încă aveam credințe limitative față de bani. Adică asta eu lucru l-am început de curând de 5-6 ani pentru mine, curând față de alte lucruri pe care le-am lucrat, nu știu, de 14-15 ani. Procesul de manifestare eu. Pf, asta mi-a mi fost foarte ușor să manifest. Pentru că uh, manifestare nu ține doar de bani. mi a citit întrebarea. Tot exact. asta manifestare, manifestare. De ce înseamnă asta? Cum, la modul practic, noi manifestăm uh, ce, ce ne dorim? Ce înseamnă asta? Ne, uh, știi, lumea crede că manifestare înseamnă. Uh, îți imaginezi? Și uh -huh. gata. Păi. Da? Dar cum am zis la început. Da, îți imaginezi că și asta, să -ți dai voie să-ți imaginezi, uh -huh. pui acolo energie, pui toate emoțiile astea despre care am spus, vizualizezi, este doar una din tehnicile prin care, și după aia faci acțiuni, da? Adică eu văd ca să te și apropii. eu merg către asta ca să mă apropii de acest lucru. Și eu manifestam fără să am bani. Adică călătoriile, stilul de viață, pentru că eu nu aveam o relație prietenoasă cu banii. Eu asociam banii cu lucruri negative. A, nu, că eu să spirituală, nu mi nu-mi trebuie bani. Eu fac yoga, mie nu-mi trebuie bani. Și eu am continuat să fac aceste lucruri, adică nu că s-a schimbat realitatea mea, eu am continuat să am acele credințe limitative și chiar îl trăgeam pe soțul meu înapoi. Stai, ce hai să economisăm, hai să spunem acolo că... Și bine că, bine că nu m-a ascultat. bine că m-a lăsat, nici nu m-a forțat să vin în realitatea aia altă. M-a lăsat să, să îmi parcurg eu drumul și să realizez, dar de ce spun asta? Dar de ce nu accept aici? Dar de ce nu accept ajutor? Dar de ce nu accept să schimb? Să fac up leveling de la bișterii de argint la bișterii cu... Știi? Și... Uh, da. Ai vreo două cazuri? Am multe cazuri. Știi ce o să mă întrebi? Exact. Să-mi spui stâmbat. acum, da. Iată, au urmat planul tău. Da. Tu lucrezi chiar și cu ele individual, așa stai da. și azi faci mai mâine planul planul Da, ăla, Eu da. mai mult lucrez în grup, eu dispun de mai puțin timp liber ca da. să lucrez individual. Am, așa, câteva cliente mai multe din America, dar. Lucru ca exemplu. Iată, Maria făcea asta, așa, asta. și după... Câteva exemple, eu am zeci de exemple. Do Hai, deci de ră. exemple ră. și ră. din Moldova. adică dacă intre la mine, ultima mea postare pe care am făcut-o, că am avut acum duminică întâlnirea cu fetele din Moldova și una din fete povestea anume cazul ei, că ea și-a pus un exercițiu pe care îl facem noi la început de curs, când încă nu lucrezi nimic, încă nu, nu ți observi credințele și așa mai departe, un exercițiu pe care îl începem, să, -ți, să recunoști care este punctul tău A, unde ești tu acum, nu știu, 500 de euro pe lună, 1000, 10.000, unde ești tu acum, unde vrei să fii, și dacă pui un, un um, cred că de la 500-700 e ok, mă simt confortabil. Nu. Unde vrei să fii tu mai sus ca să simți că, uh oho, chiar așa? că se poate și așa, acolo să fie punctul B și deja ceva care, oh, wow, nu, mai pui în zero la sfârșit, acolo să fie punctul C. Și foarte multe fete, femei, la punctul B au ajuns în mai puțin de un an și acum chiar povesteau testimoniale, am postat și, pe, pe, Instagram, că nici nu și imaginau atunci când au pus punctul B că e posibil. De exemplu, visa la ce? Uite, chiar testimonialul ăsta despre care spuneam. Da. Câștiga în Moldova, ea, fetița are acum 30 de ani, cred că a făcut cursul acum 2 ani, 28 avea salariu de 3000 de euro, visa la 7000 de euro, îi se părea imposibil și a ajuns acum după 2 ani de zile la punctul C, care nici nu și imagina că, că se poate. Făcând același lucru? Făcând același lucru. același business sau nu știu uh, ce Da, e antreprenor, aceeași da. direcție, uh, doar că a învățat că se poate să faci bani și din mai multe uh, surse, nu trebuie să fie neapărat o sursă. Uh, și a dat voie, și a dat voie să, 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 să să se vadă pe sine că face mai mulți bani, să se deschidă oportunitățile lor și despre ceea ce vorbeam noi mai devreme, că lucrurile pur și simplu se așează. În momentul în care tu ceva lucrezi la tine și scoți acele obstacole care tu nu-ți dai voie. Pur și simplu lucrurile se așează și acum zicea că este la punctul C. Cred că peste 14.000. Este video cu testimonial la mine pe Instagram. Urmărița dar pe așa prima, au fost tare multe tare, tare multe Și pe mine exemplu, Era că nu avea niciun salariu Niciun venit și ceva s-a întâmplat cu ea Ai din astea am atât, dau de multe, am atât de multe Și la afaceri, și la uh, sume Din astea de sute de mii de euro Dar vorba nu este neapărat Despre sumă Că poate cuiva de la 10.000 e ușor să, să treacă la 100.000 Dar cuiva de la 1.000 la 2.000-3.000 Este vorba despre faptul că Funcționează pentru toată lumea? Funcționează pentru că atunci n are cum, în momentul în care tu gândești diferit despre ceva, să nu se arate în viața ta. Știi? Este cum. o vorbă, n are cum. Uite, arată în viața cuiva ca să-ți spun ce gândește. Arată-mi relația cuiva ca să-ți spun ce gândește despre bărbați, despre relația. Arată-mi contul bancar ca să-ți spun ce gândește despre bani. Și eu știu că asta nu ne place să auzim. Nouă ne place să auzim că nu, că în țara asta nu se poate. Societatea, șeful, soțul, copiii că s-au născut. Este acolo cineva care este responsabil că eu nu am bani sau eu nu fac bani. Nu ne place să auzim asta, dar responsabilitatea e în mâinile noastre și până când noi nu ne luăm responsabilitatea în mâinile noastre, noi nu să facem bani. Pentru că atunci când punem vina pe cineva, noi ne punem în poziția de copil. Dar eu nu știu cum, dar la mine nu, dar trebuie să-mi dea cineva, trebuie cineva să, să, să acționeze pentru mine. Dar în momentul în care zic ok, eu sunt responsabilă, eu am luat careva decizii, eu am gândit, eu am ales să fac așa, să fac așa, hai să-mi iau responsabilitatea. Asta e primul punct, Uite, după curățare, când noi am vorbit despre curățare, să observ care sunt mele, să decid responsabilitatea în mâinile mele. Și că nu soțul, nu copii, nu statul, nu guvernul, nu șeful trebuie să-mi dea, dar eu trebuie să-mi dau. Să apoi acționezi. Și apoi acționezi. În momentul în care cu pași mici, tu deschii, din punctul în care ești... Eu despre asta că... aș putea să vorbesc o sută de ore uh -huh. despre bani, despre energia banilor, dar ce am vrut eu astăzi să menționez și ce să ajungă la public, că nu este doar despre, că eu, eu presupun că tu ai crezut că o să zic despre care ritualuri. La luna nouă, porți smarald pe degetul mic, astrologic, eu și în astea, eu și astea le fac, dar astea ca așa pe, pe torte. Și, asta e ca și cum un pic de decor, un pic de ajutor. Eu cred că mai mult e pentru psihic, ca să te ajute, pe tine să poți Da, să oricum asta. Cum ai zis tu, planetele ne influențează, noi suntem una cu natura, pietrele sunt conectate cu pământul, cu energia universului, despre asta tot pot să vorbesc necontinit, dar nimic nu o să facă lucrul pentru noi. Pentru că dacă iarăși eu zic că piatra asta o să-mi aducă bani, iarăși eu, eu nu sunt responsabilă, piatra asta trebuie să-mi aducă bani. Crina are un curs, uite, cursul ăla trebuie să-mi aducă bani, dar eu nu sunt responsabilă. Nu, ia tu puterea înapoi și cu puterea asta înapoi realizează că ești creator și cu puterea asta înapoi la tine decide pentru tine, alege pentru tine, alege cum folosești piatra, alege cum folosești cursul, alege cum folosești oportunitățile care vin de la tine. Dar nu te pune în poziție de copil. Ești totuși, tu ai cursuri, pe care puteți să le vedeți la Crina da. Urmăriți-o pe Facebook, dar. pe Instagram Hai Crina să mai Andrei. fac încă un lucru Când cineva da. mă întreabă Dar cum e diferit cursul tău de altele? Dar cum o să mă da, ajute da, da, cursul da, da, da. tău? Eu mereu zic, dar nu o să te ajute Aha. <laughs> <laughs> Nu o să te ajute Și <laughs> de ce aș veni eu atunci la tine Dacă prin mine asta nu o să mă ajute? Pentru că dacă tu vii din poziția Cursul trebuie să-mi schimbe viața Tu trebuie să faci pentru mine bani Tu trebuie să-mi schimbi mindset-ul nu o să te ajute cursul. Dar tu la ce îmi trebuie, dar. Tu poți să folosești cursul ca un instrument. Tu poți să te folosești, să alegi, să decizi, să înveți ceva, să implementezi ceva. Dar dacă tu stai cursul, o să fac tot pentru mine. Nu. Îți mulțumesc foarte mult. <laughs> Pe mine m-a inspirat, nu știu ce simt alții, pregătește-te acolo de comentarii și așa mai departe. Da, da, de genul, de genul lasă ca asta să văd, să fi fost ea, yeah, dar de ce a da, plecat locul în Moldova? Meu, dar viața, da, da, dar copii, da, 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 și nu trăiești în Moldova, e că s-o dus acolo în America și da. Face bani și stai și îmi povestești mie cum da. fac milioane în Moldova. <laughs> Toși, mie, he, he. Oricum, dacă vreți o mai vedeți, atunci intrați pe profilurile ei, pe Facebook, pe Instagram, Crina Andrei, vedeți ce programe are. Pe Instagram are. sunt I am Crina Andrei. I, da, I am Crina Andrei. Da. Așa că hai spor la căutat, la implementat. Eu vă doresc abundență tuturor, și abundența și nu este eu, numai și eu. despre bani. Da, da. Totul pornește de la stare, da, este despre, și despre starea despre asta de bine. să vorbim, da. Totuși, și avem timp limitat. Da, avem timp limitat, ne așteaptă altcineva acolo. Îți mulțumesc da, foarte mult. Vă vă mulțumesc! Lăsați aprecieri, comentarii, abonați-vă la acest canal. Mai Iat, puțin eu am hate, să manifest. Mai cum, hate. Și mai puțin hate și eu am să manifest, mai cum să a acolo. Pozitivă, vă rog! <laughs> da, cât mai mulți urmăritori ca să creștem împreună. Pentru că eu asta îmi doresc, o comunitate faină și eu cred că. Um, de la asta trebuie să înceapă și lucrurile, de la o pasiune, să da. îți placă ce ce faci, ce trăiești, pentru că banii la tine greșit. vin pentru că tu te ocupi exact, cu ceea ce îți place Dar nu ție. e greșit să primești bani pentru ce ce îți place. Exact. Eu te, asta eu, era o credință limitativă a mea. Cum? Eu fac spiritualitate, eu fac retrituri, eu fac yoga, eu fac nu cursuri, îmi primesc oameni. și bani de la Aha. asta? Nu, asta doar e pasiunea mea, pe mine să mă încarcă. Da, dar asta e schimbul de energie, este corect. Eu niciodată, mie nu mi-e rușine să cer bani, acum nu mi-e rușine, da, oh, o să mai fi văzut înainte, nu mi-e rușine să zic cât costă un serviciu, un obiect, pentru că asta e schimbul meu de energie. Și dacă eu blochez acolo, eu blochez. Crina, noi cu tine de da, 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 și putem să vorbim la nesfârșit, e da. așa, când femeile se adună, mai ales mămici cu copii mici, oi, mămici, ce am zis eu, mămici cu copii mici, atunci e da, ceva tine. legat de mămici cu copii mici, știi yeah. că am zis că o credință limitativă că trebuie să alegi ori maternitate, ori bani, dar copiii te încarcă de energie. Da, e un proverb spaniol care spune, copilul vine cu pâinea sub soară. Da. Și da. îți aduce și ce mai multă abundență. Ce viață, susține viața. Adică da, da, hai să ne oprim aici. Hai să oprim aici, hai mai scurt, noroc, ceau, ceau, ceau. Pa, da. pa, pa, pa. 1 plus 1 este egal cu 3. Un podcast în care vorbim cu sinceritate despre familie și despre rolul de părinte.